Chiar să punem la vot participarea domnului. Cine e pentru și cine e? Să scolă obiectiv, nu a semnat aici. Domnul președinte. Jos la vizită. Bună ziua, bine ați venit la ședința de Consiliu Local. Prin dispoziția primarului numărul 89 din 23.08.2021, s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară, conform prevederilor articolul 133 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019. Privind codul administrativ. Dar n-ai încredeat să zici, nu acum. Cu modificările și completările de față. Domnul Cartacu. Haideți să vedeți. Da, dar nu ești permis cam multe și nu e ok. Pentru data de astăzi, cu respectarea măsurilor de distanțare socială și protecția absolut necesare pe parcursul stării de alertă determinată de pandemia COVID-19. Vom da citire dispoziției de convocare a Consiliului Local cu următoarea ordine de zi. Domnul președinte, aveți cuvântul. Cine spuneți? Ziua domnilor, bine ați venit! După cum știm, avem 8 proiecte de hotărâre și vi le citez imediat. Punctul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare conform prevederilor din Ordonanță 57-2019 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterior din data de 19 iulie 2021. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisia al mandatului domnului consilier local Țâmpu Avale Dumitru și declararea vacantă a unui post de consilier local pe lista Partidului Liberal, Unitate și Solidaritate, așa spus plus, actualmentul Partidul Uniunea Salvați România, USR, filiala Bacău în cadrul Consiliului Local al Comunei Iuzii Călugără de Subacău, proiect inițiat de domnul primar David Edmund. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, dezvoltarea aeroportului internațional George Enescu Bacău, proiect inițiat de domnul primar David Edmund. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind primirea Oate Berești-Bistrița în calitate de membru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, așa spus ADIP, și modificarea actului constitutiv și al statului acesteia. Proiect inițiat de domnul primar David Edmund. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, zona metropolitană Bacău, proiect inițiat de domnul primar David Edmund. Punctul numărul 6. Proiectul hotărârea privind însușirea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 1 al anului 2021, proiect inițiat de domnul primar David Edmund. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Iuzii Călugărești de Sub Bacău al susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea DGASCPO-ului Bacău pe anul 2021, precum și a aprobării contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. Proiect inițiat de domnul primar David Edmund. Și proiectul numărul 8, ultimul. Da. Proiect de hotărâre. Inițiatorul primarului, domnul primar, dorește retragerea acestuia ca urmare a adresei Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației numărul 3211 din 23.08.2021, înregistrată la instituția noastră sub numărul 2469 din 27.08.2021, prin care recomandă completarea proiectului de hotărâre cu aspectele semnalate
și trimiterea în consultare la instituțiile interesate, drept pentru care vom proroga proiectul pentru o ședință ulterioară. Supunem la vot ordinea de zi menționată. Cine este pentru? Așa, unanimitate. Următorul punct cu numărul 9, divers. Da. Dacă sunt obiecțiuni asupra procesului verbal al ședinței anterioare, facem o listă. Da. Cine se înscrie pentru față? Înțeleg, sunt la proiectul numărul 1. Da. Avem domnul Căzapu. Altcineva? La divers se înscrie. Da. Ne înscriem în, înaintea fiecare puncte, ca să... Da, să facem o listă... La fiecare proiect, cine se înscrie? Haideți să vedem la procesul verbal, domnul Cazacu Alexandru Dumitru. Da. Ce neclarități aveți? Bună ziua. Grupul de consilieri USR va vota împotriva proiectului 1, și anume procesul verbal, pentru că credem noi, este un fals. Fals în ce sens? La procesul verbal. Întrucât domnul Fațade Anton, la ședința precedentă, n-a fost prezent, acesta nu și-a exprimat votul în nicio modalitate media. Faptul că v-a transmis dumneavoastră că este pentru la toate proiectele, asta nu înseamnă că a fost online. Votul online se dă prin orice canal media. Nu că vă spune dumneavoastră că a fost de acord sau n-a fost de acord. Prin urmare, procesul verbal la toate voturile consemnate trebuia să fie cu 1 minut. Ok. Mai apoi, n-am terminat. Imediat se întâmplă acest telefon. Mai apoi, dumneavoastră, spuneți aici că la proiectul numărul 4, dacă nu mă înșel, da, cu dezvoltarea aeroportului internațional Georgenescu. În continuare, domnul primar David Edmond de Onat decide să retragă de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre. Domnii cu camerele au fost aici, au filmat, domnul primar n-a spus nimic în ședință că îl retrage de pe ordinea de zi sau la mână. Mai apoi, dumneavoastră nu ați consemnat în procesul verbal discuțiile. Deci acolo au fost niște dezbateri. Dumneavoastră nu le-ați consemnat în procesul verbal. Ați trecut direct la faptul că domnul primar renunță la proiect. Deci nu se poate așa ceva. Au fost dezbateri pe lângă chestia asta, după care domnul primar n-a spus cât s-a filmat ședința și până domnul președinte a încheiat-o, n-a spus că retrage proiectul de pe ordinea de zi. Cu toate astea, noi credem că este un fals în procesul verbal. Nu puteți spune că la proiectul acesta, la amendamentul făcut de către mine, unde s-au votat și au fost 7-7 voturi, de fapt erau 7-6. Deci amendamentul a trecut. Dacă ați terminat, îmi permite să vorbesc. O secundă să... Da, vă rog, să mă lămuriți. În temeiul articolul 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 32 din 2020, privind regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, consilierul local, domnul Fațade Anton, și-a exprimat votul în format electronic. Deci mi-a trimis mesaj, mi-a spus că se află în imposibilitatea, din motive obiective, de a participa fizic la ședința de Consiliu Local, drept pentru care am luat în considerare votul. Da, Consiliul Local suntem noi, dumneavoastră considerați... Vă rog, terminați după care vă întreb. Da. Iar cu privire la proiectul numărul 4, domnul primar a renunțat la susținerea acesteia, pentru care nu este, a fost filmată ședința. Dar chiar vă rog după ședință să vă arată înregistrarea. Da, prin care domnul primar susține că a înregistrat proiectul pentru ședință ulterioară.
După discuțiile care am avut de aici. Exact, după discuții. Chiar vă arată-ne de drag, dacă asta e motiv pentru dumneavoastră. Și nu mi se părea relevant dacă atâta timp cât el a renunțat la susținerea proiectului să mai consemneze aspectele respective. O renunțat. Ok. Deci dumneavoastră spuneți că domnul Fațade va spune dumneavoastră faptul că este de acord cu toate proiectele în forma prezentată. Exact. În forma prezentată și redactată. Noi trebuie să fim cei care luăm act de vot domnului Fațade. Nu dumneavoastră. Deci noi, consilierii, trebuie să vedem cum votează domnul Fațade. Fie prin telefon că sună, fie printr-un mesaj, cum de altfel domnul Solomon, cum a știut să trimită azi mesaj și să spună că sunt de acord de la proiectul 1 până la 7 în forma. Eu i-am sugerat să facă lucrurile. Păi și asta trebuia să se întâmple și în ședința precedentă. Deci ăsta nu este vot online. Nu am luat acte votul domnului. Și v-am avertizat la fiecare proiect, data trecută, la fiecare proiect să treceți cu un vot în minus. N-ați ținut cont. Cu acordul majorității, domnul Fațade Anton a votat pentru. Toate punctele s-au votat. Da. Care acum domnul Fațade? Nu mai am. Care a făcut majoritatea? Scuze că interviu. Mai am ceva de adăugat. Votul. În conformitate cu totul administrat. Vă mulțumesc. S-a votat la începutul ședinței, anterioare s-a votat cumva. Da, v-am făcut cunoscut. Nu, ne-ați făcut cunoscut, nu s-a votat. S-a votat. Da, s-a aflat din posibilitatea participarea și m-a observat. Dar nu cred că domnul Fațade, că domnul Fațade n-are nicio vină până la doamna secretară. Trebuia să iei fixul absent. Reprezentanții primăriei, dar prin domnul primar sau doamna secretară, trebuia să ne aducă la cunoștință să vedem o dovadă. V-a trimis mesajul, v-a trimis secretaria voastră. Păi da, dar noi de ce suntem aici în consiliul local? Pe noi trebuie să ne convingă că este de ce l-ați întrebat atunci? Cum n-am spus? Nu. A fost adus la cunoștință, domnul Fațade, de dar și domnul Dobă a spus că nu este acest că nu e. Nu este tot online. Am spus data trecută. Și este pe filmare, de la filmare. Foarte bine, atunci vedem ce spune legea. Vom ataca procesul de vot contencios administrativ, să știți. Unde s-a mă promulgat? Dacă mai sunt obiecțiuni asupra procesului verbal la ședințe anterioare, nefiind obiecțiuni, supunem la vot procesul verbal menționat mai sus. Cine este pentru? Abține. Împotrivă. Vom trece la prezentarea proiectului de ordine privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local a domnului Țâmpu Abave Dumitru și declararea ca vacant a unui post de consilier local pe lista Partidului Libertate, Unitate, Solidaritate Plus, actualmente Partidul Uniunea Salvați România USR, filiala Bacău, în cadrul Consiliului Local al Comunei Călugăra, județul Bacău, proiect inițiat de către domnul David Edmond Teonar, primar. A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre cu documentația aferentă. Proiectul de hotărâre are avizele favorabile a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Grâzii Călugăra. Proiectul de hotărâre are anexat cererea de demisie a domnului Țâmpu Abavei Dumitru din funcția de consilier local al Consiliului Local Grâzii Călugăra, județul Bacău. Referatul constatator întocmit de către primarul și secretarul general al Comunei Grâzii Călugăra, prin care se propune a se lua act de demisie a domnului Țâmpu Abavei Dumitru și prin care se aduce la cunoștință necesitatea declarării vacante a postului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Comunei Grâzii Călugăra din partea Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate Plus, actualmente Partidul Uniunea Salvați România, filiala Bacău, potrivit deciziei civile numărul 653 din 16.04.2021, pronunțată în dosarul numărul 21.735 per TEC din 2020 de către Curtea de Apel Bacău.
Proiectul are anexat referatul de aprobare a primarului comunei, ordinul prefectului, încheierea din data de 19.10.2023, pronunțată în dosarul 11.732 pe 180.2020 de către judecătoria Bacău cu privire la validarea mandatului de consilier local al domnului Țâncu Abave Dimitru. Hotărârea Consiliului Local numărul 30 din 4.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Vizică Mugăran, județul Bacău. În conformitate cu prevederile articolului 204 aliniatul 2 litera A, aliniatul 6, aliniatul 10 și 17 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu modificările și completările lui de vigoare, constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local prin demisie, precum și vacantarea locului de consilier local, se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative, respectiv hotărârea Consiliului Local lui Călugra, la propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative va fi comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului în condițiile articolului 122, precum și consilierul local, domnul Țâncu Abave Dumitru. Dacă aveți obiecțiuni la proiectul de hotărâre. Discuții. Aveți obiecțiuni? Discuții. Discuții. Cine se scrie? Cineva la culoare? S-a auzit, domnul Cătălin. Nu mai nimeni aveți sau? Nu. Aș vrea să știu dacă demisia o aveți în format fizic. Demisia a fost comunicată în format electronic. Deci dumneavoastră, văd că e scris pe de mână, practic. Comunicarea s-a făcut. A făcut atașament la mail? Da. Am înțeles. Deci asta a fost primisă prin mail. Exact. Okay. Avem și confirmare de primire, care o vom înainte la judecătorie competente. Okay. Atât am vrut să întreb. Dacă respinge cu judecătoria, înseamnă că trebuie să se întoarcă înapoi. N-are cum pe demisie, e de bună voie. Da, n-are cum să respingă judecătoria, trebuie să-i... Accepte de vizită. M-a zis ceva că noi sunt un a fost obligat cumva? Nu. Consiliul local presia de... Supune da? Nu. Trebuie ce se poate. Am ok. Primarul Comunei Vizică Lugăraș și în funcție de situație de fapt și prevederi legale, în speță secretarul general al Unității Administrative Teritoriale, compartimentul financiar contabil, duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, cu respectarea normelor legale care reglementează acest aspect. Vom trece la prezentarea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, dezvoltarea aeroportului internațional George Enescu, Bacău, proiect inițiat de către domnul Dan Piedmont Leonard, primar. A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre cu documentația aferentă. Proiectul de hotărâre are avizele favorabile a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Are anexată adresa emisă de către Consiliul Județean Bacău cu privire la consultarea publicului pentru PUS dezvoltarea aeroportului internațional George Enescu, municipiul Bacău și comunele Luizi Călugăra și Sarata, în vederea obținerii avizului de principiu al Consiliului Local al Comunei Vizii Călugăra, județul Bacău. Proiectul de hotărâre a anexat certificatul de urbanism, emis de către Consiliul Județean Bacău, raportul informării și consultării publicului pentru documentația de urbanism, plan urbanistic zonal, dezvoltarea aeroportului, referatul de aprobare al primarului comunei în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea, legalitatea și urgența adoptării unei hotărâri cu privire la avizarea consultativă a documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, dezvoltarea aeroportului internațional George Enescu în municipiul Bacău și comunele Vizii Călugăra și Sarata, în cadrul ședinței Consiliului Local, așa cum au fost întocmite de către structura de specialitate din cadrul aparatului primarului. Domnul inspector Eugen Dumbrăvanu, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prezent,
va face o scurtă prezentare a proiectului de hotărâre. Aveți cuvântul, domnule Bădean. Doamnul Bădean Sărțolan, despre care este vorba, așa arată. Bacău a avut o dezvoltare în ultimii ani pe axa nord-sud, acum se încearcă o dezvoltare est-vest. Din această cauză se vrea introducerea în intravilan a tuturor suprafețelor afectate de pus, care țin zona marcată cu negru. Și pe partea foluizii Călugăra, nu sunt reglementate decât funcțiunea de intrare în intravilan și zona de servicii și unități de producție. Puzul ăsta este mai mult pentru dezvoltarea părții aeroportului, prinde pe partea municipiului Bacău un sens giratoriu, niște căi de circulație, supralărgire, drumul județean 119, cum se știe, domnul Sărății, străpunge în zona Alexandru Șafran spre aeroport, construirea unei aerogări, construirea unui nou terminal în zona asta și aici zona de dezvoltare a industriei, în zona asta, cu posibilitatea ca să se extindă și pe partea Luizii Călugăra și Sărata. Deci Luizii Călugăra ține în zona asta. Nu este vorba de expropiere. Dacă aveți obiecții la proiectul de hotărâre, cine se înscrie? Domnul Grazacu, domnul Dobuș. Ca cineva? Domnul Ilieș. Domnul Cazacu, aveți cuvântul. Da, deci acest proiect, practic, s-a mai pus pe ordinea de zi în ședința trecută. Exact. Atunci, domnul primar l-a retras, da? După ce am discutat... Pentru o consultare largă a publicului, exact. Da, pentru o consultare. Sau de mers, în acest sens. Eu am cerut prin mail domnului primar, ca el, prin, mă rog, mijloacele posibile, să identifice toate persoanele aflate sub, mă rog, proprietate. În proprietate. Vreau să știu câte persoane a identificat. Nu, raportul informării populației s-a efectuat anul trecut, în luna Auca, cred că chiar luna Auca. Identificarea persoanelor afectate de fuz nu este necesară. Pentru că nu se dezvoltă o zonă amplă. Este, dacă ar fi să luăm fiecare părticică, cum sunt împărțite acolo bucățile, ar trebui consultate undeva la informate peste 200 de persoane. Și ar trebui și identificate multe, sunt imposibilitate poate de identificare, pentru că sunt defuncți sau alte cazuri de genul. Ce vreau să zic este că nici pentru PUC-ul comunei Luizii Călugăra nu au fost consultați absolut toți cetățenii. Au fost anumite cereri pentru care, ca să se introducă în intravilan suprafețe de teren și dacă au avut cerere vecinul de zonă, automat intra și terenul de lângă în intravilan. Deci această cerere mie mi se pare refundată. Bun, eu în acea cerere am cerut identificarea și transmiterea pe adresa de mail a persoanelor în cauză. Dacă dumneavoastră spuneți că nu este necesar, dar după care acei oameni vor fi presați oarecum să vândă terenul, credeți că noi, da, toți consilierii, comuna, vom da bine în fața cetățenilor? Adică dacă oamenii aceia vor fi presați să vândă, să nu mă înțelegeți greșit. Noi suntem, noi la bază, suntem partid care dorește să dezvolte România. Dar în anumite condiții. Haideți să informăm toți locuitorii comunii. Da? Să le explicăm
cum stă treaba și ce doresc să fac acolo, oamenii să fie informați, uitați, vor să introducă în intrabilan, vor să facă ceva acolo. Sunteți de acord ca după trecerea în intrabilan să vindeți acel teren? Doresc numai o aducere la cunoștință, nu doresc mai mult. Așa cum v-am informat, această informație s-a făcut anul trecut, iar anul ăsta, tocmai la ședința anterioară, s-a făcut sugestia asta să se facă din nou informarea prin afișare pe site, afișare pe Facebook, afișare la vizierul primăriei. Pe Facebook unde sau? Pe comuna lui Mă bucur că ați ridicat mingea la Filip. Tocmai asta am cerut. Domnul Sabău, unde să mă duc eu? I-am cerut primarului să-mi zică mie oamenii aia, că merg eu la ei să-i înștiințez. Am cerut să-mi spună oamenii. Dacă nu vrea el să spună, să mă chemă la primărie, că mult eu între documente și caut eu. Știi că durează? Un an trebuie. Hai să nu găbăm. Și anum, haideți, fiți serios. Dacă nu mi-ați dormit să că cuiva i-a luat un rechin din Bacău cu terenul. Nu oleac. Sunt mădintele. Păi eu după ce am, nu oleac. Aveți cum să dormi la da, problema e că, pe înțelesul nostru a țăranilor din Luizul Călugra, asta așa. Deci terenul ăsta se transformă în intravilan, că este un interes al unui rechin din Bacău, care o fie la încă nu s-a identificat, ca să iei terenul de pe 2 lei, și cine nu o să, n-o să vrea să vândă, o să fie constrâns, dacă ați urmărit. Dar nu aici cum așa ceva să dar cum să nu există așa ceva? Nu ai voi să așa, dar ce mă vorbesc? Toate terenurile din UAT, municipiul Bacău, sunt în intravilan. Tocmai din acest, pentru buna dezvoltare a UAT-ului. Sunt de acord. Deci asta nu duce la o presare. Ba mai mult, va duce la o creștere a prețurilor. Foarte bine, am văzut în ședința anterioară domnului primar să înștiințeze lumea. Am făcut aceasta prin raportul informării și prin al doilea raport de luna trecută. Este așa. Da. Ați trecut acolo să vină oamenii la dumneavoastră, nu... Am și eu terenul ăla acolo. Facem o întâlnire separată. Da, discutăm cu oamenii, le spunem, uitați ce pot să facă oamenii ăia acolo. Nu e vorba de importanța mai potrivită, că are acces la totul. Și parcele 8, 7, 12, 14, accesul la topo, cum spuneți, este contrafost. Pentru fiecare clip care îl dă ca să vadă o documentație ca la stradă, 25 de lei. Contracost. Și nu, nu suntem de acord să plătim 25 de lei. Ori 200 de cășteri. Și care au fata asta. Asta nu fac eu un cap. Nu, așa e de bine. Care au fata asta. Care au fata asta. Cine solicită? Da, ce solicită să plătească? 5.000 de lei, deci mă trag în salariul de atenție. Hai să spunem toți, consilierul. Mai să vă spun altceva, dacă tot este interesul cuiva care vrea să cumpere, păi nu, ați spus că zona industrială, așa a spus, m-am vrea spus. Păi atunci de ce? Zona industrială, nu mă duc eu să-mi fac ceva acolo. Vine cineva cu părăluțe. Vine cineva cu milioane de euro. Bine, nu mă duc eu. Bine că locuitorii comunii trebuie să-și facă deci, singur. Deci plătească, dar așa nu-i vorba de cineva. Deci aici este vorba de o dezvoltare mai amplă, nu de o dezvoltare ca să reglementăm o străduță. Pentru că asta să trebuia pentru partea din intravilan, pentru că am pus fiecare, ca să reglementăm strada, ce lățime o să aibă, ce plan de dezvoltare o să fie în zonă. Că o să se trezească, sunt bucăți care sunt cap la cap. Și o să vreți să treceți pe acolo și o să vedeți că treceți pe proprietatea omului, fără, dacă nu ar fi hotărâri de consiliu local, ca să se tragă gardul unde trebuie să... Nu poate să dea o autorizație în funcție sau orice altceva, fără să asigure trecere, libera trecere, când e un teren. Deci asta este obligația oricărui primar. Deci orice teren trebuie să aibă liber acces. Să nu mai vorbim unii peste alții, vă rog. Da. Deci orice teren. Nu ca țară, vorbesc, să nu țară.
Da, da, am secretat. Da, oricum aveți majoritate, că sunteți mulți peneliști. Dacă dormiți cu conștiința împăcată că terenul de atunci asta e, degeaba dezbatem oricum. Haideți să facem un fel următor, să chemăm toate persoanele, să le identificăm din o zi, două, și o să vă ajut. Cum să chem, haideți atunci să facem anunțuri și să ne spunem oamenilor mai pe limba lor. Domnilor, cine are teren acolo, vă așteptăm la primărie în data de, în data de. Da, și să discutăm cu oamenii, să le explicăm. Am spus oamenilor, și poți să faci. Am văzut anunțul domnului Eugen. Nu înțeleg toți, nu intră toți. Sunt oameni bătrâni acolo, sunt oameni care sunt plecați în afară, care... Dacă tu crezi că un bătrân, care tu zici că e un bătrân, crezi că vine la primărie? Domnul Eugen. Nu, că este un bătrân, se duce Y-ul din oraș care vrea să facă acolo. Eu mi-aduc aminte în 2012, când s-a vrut să se facă pub în zona construcțiilor noi, nu uita. Era undeva la 70 de proprietari, ceva de genul ăsta. Domnul cine mai era în consiliu. S-au convocat, toți oamenii au fost convocați să vină la primărie. Din aia așa, de jumătate. S-au venit? De ce nu faci? Deci au venit persoane. Au venit 25? Nu! Așa e 50! Domnul fost viceprimar știe destul de bine. Deci vă văzând că proiectul inițial de nu prea. Noi avem cartier cu case care încă nu are pus. Păi și tocmai de asta, dacă noi, păi noi nu de fiecare dată încercăm ca să predicăm orice dezvoltare, o să stăm într-o studiare. Stați un pic, deci sunt casele locuite, nu avem pus acolo și ne ducem în capătul ăla. Dar nu facem noi, asta e toată problema. Asta trebuie. Nu facem noi. Domnul Ilie, nu mă le-am. Să contracostul. Cine îl suportă? Consiliul Județean Bacău. Da. Cine? Și atunci ce facem? Hai să facem. Amânăm proiectul. Nu. Suportă să facă. Nu. Consiliul Județean Bacău a scris amendamentația. Doar dacă doriți să formulați amendamentul la proiectul de hotărâre. Dacă aveți amendamentul. Eu am propus clar să se amâne proiectul până... Și am înțeles, dacă nu sunt strâns, că pe suprafață nu se numește nimic. Celelalte zone de interes sunt deja colorate, ca să fie evidențiate că vor fi zona aeroportului, zona de unitate militară, aerostarul, zona de dezvoltare economică. Aici, zona de parc, care se vrea parc industrial. Da. Deci parcul industrial aici va fi. Da. Doar că este posibilitatea să se treacă și pe lui Zică Rugăra. E posibilitatea, dar aici este interesul. Aici este parcul industrial. Asta e parcul industrial. Iar aici va fi un terminal. Nou terminal local. Deci nu este absolut nicio investiție deocamdată pe... Și oricum, la fiecare autorizație și la fiecare se va întocmi de nou un PUZ, va trece totul numai prin Consiliul Local. Absolut. Avea la cât vorbim de descăduviri și de tot ce trebuie. Care vrea să vă nuștă. Cum să arătăm dacă o schimbă de cumpărare acolo? Cine vrea să-și vândă, își vinde, cine vrea să-și vândă, își vinde, cine vrea să-și vândă, își vinde, cine vrea să. Da. Primul pas este atunci proprietarul. Bun. Atunci, noi, Consiliul Consiliului Comunic, vrem să vă aducem la cunoștință faptul că noi nu ne asumăm dacă cumva cineva o să aibă probleme. Da. De altfel să ne abținem. Bine, spunem spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Nu asumați nimic, voi da? Asta da. Pentru deoarece va veni în beneficiu cetățenilor, a comunității. Eu sunt foarte de acord cu domnul Casa, deoarece a atras atenția deci, din ședința anterioară, ca să... Avem un responsabil la aici care e absent. Am înțeles și eu, responsabil. Dă-mi să trăiesc să susțin o cauză, pentru că ședința anterioară, clar, acolo dă-mi
Ne scuzați, domnul președinte, vă rog, mulțumesc. Da. Mulțumim, domnule președinte. Primarul comunei, prin compartimentul cadastru agricultură, urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate a primarului, vor duce la îndeplinire prevederile prezente în hotărâri, conform prevederilor legale care reglementează acest aspect. Vom trece la prezentarea proiectului de hotărâre privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și statutului acesteia. Proiect inițiat de către domnul primar David Edmond Preonar. A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre cu documentația aferentă. Proiectul de hotărâre are avizele favorabile a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bistrița Lângăra. Majoritatea. Avem câteva opțiuni. Cred. Nu, la 4 văd. Da, da, la 4. Da, doamna Gabor Monica și domnul Doboș Agustin. Da, are avizele majorității comisiilor de specialitate favorabile, comisiilor de specialitate al Consiliului Local. Proiectul de hotărâre are adresa numărul 622 din data de 15.07.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, registrată la UAT Bistrița Lângăra sub numărul 2078 din 15.07.2021 cu privire la supunerea spre aprobare autorității deliberative proiectul de hotărâre privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM, și modificarea actului constitutiv și statutului acesteia, cererea depusă de UAT Berești Bistrița la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, hotărârea Consiliului Local numărul 16 din 7.04.2008 privind aprobarea participării Comunei Bistrița Lângăra, județul Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIP, precum și ale statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, hotărârea Consiliului Local Berești Bistrița, numărul 20/18/6/2021, privind aderarea Comunei Berești Bistrița la ADIP și aprobarea statutului și actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, raportul de specialitate al secretarului general al Comunei Bistrița Lângăra și administratorului public, aprobat de către primarul Comunei Bistrița Lângăra, referatul de aprobare a primarului Comunei Bistrița Lângăra, prin care se arată necesitatea, oportunitatea și legalitatea adoptării unei hotărâri privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIM. Se propune aprobarea privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIM. Se propune modificarea actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIM în mod corespunzător. Se propune modificarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIM. Se acordă mandat reprezentantului legal domnul David Edmond Leonard, primarul comunei, să voteze în ședințele adunării generale ADIM în favoarea aprobării actelor adiționale la actul constitutiv și la statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. În cazul în care, din motive obiective, primarul comunei nu poate participa la lucrările ședințelor adunării generale ADIM Bacău, acesta poate delega calitatea sa de reprezentant a unității administrativ-teritoriale în adunarea generală, viceprimarului, respectiv administratorului public, în conformitate cu prevederile articolului 132 din Ordonanța de Urgență numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezenta hotărâre. Așa cum v-am spus, Consiliul Local trebuie să asigure un mediu favorabil
înființării și dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții, care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală. Dacă sunt obiecțiuni, cine se scrie? Domnul Casacu. Domnul Dobroș. Ați înțeles doar? Da. Domnul Gavar. Înainte de comisie erați împotriva punctului 3. Aici v-ați schimbat părerea. Pentru că mi-au arătat proiectul. Mi-au arătat proiectul. Dar ce s-a arătat? Dar acum nu mi-au arătat proiectul. Da. Da, am înțeles. Haideți, domnul Gazacu, aveți cuvântul. Data trecută am formulat un amendament. Exact. Și nu v-a trecut amendamentul. Nu ați... Haideți să... Votul majoritate. Haideți să o luăm de la capăt. Deci, în amendamentul formulat, am cerut expres înlocuirea domnului... Mă rog, cine va înlocui să fie domnul viceprimar. Da. Dumneavoastră a trecut-o din nou și pe doamna administrator public. Am invocat articolul 132 din ordonanța de urgență, numărul 57/2019, codul administrativ. Da, deci primarul poate delega, atunci pe viceprimar, nu poate viceprimarul automat, va merge administratorul. Să se concesioneze în ordinea aceasta, da? Păi, aceasta e ordinea potrivită articolului. Okay. Aceasta trebuia să fie ordinea și în primăria lui Zicălugăra, da? Ordinea în ce sens? Adică domnul viceprimar să fie spus puțin, să fie puțin mai respectat, să aibă niște... Deci, să aibă... Vă rog frumos, domnul... Domnul Laurențiu Savoca, domnul Cazacu, scoate și domnul obiecțiuni. Da, deci îmi pot susține... Da, v-a spus. Mulțumesc, o legalitate. Cum a spus și în ședința trecută, domnul viceprimar trebuie să numai să supravegheze lucrările din comună. Nu trebuie să facă domnul muncă fizică. Să-i se dea mai multe atribuțiuni, pentru că de asta avem viceprimar. Deci, în comuna noastră, când s-a dus domnul primar în campanie, l-a pus pe afiș, pe, sau mă rog, se lăuda că pune pe domnul Benone. Da. Bun, și da. Mă... Hai, nu lucrează, ce ar fi să lucrează? Am deviat de la subiect. Păi, tocmai, nu facem problema. Discuția dumneavoastră nu face obiectul problemei spre aprobare. Bine că trebuie cu consultare și 25 de lei la 200 de persoane n-avem să dăm, dar plătim o persoană degeaba în primul rând. Și două, trei, da. Haideți ca să... Da, și pe domnul Savoca. Domnul Cazacu, mă rog, domnul președinte, luați pe dacă nu mai avem obiecțiuni, supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Deci avem. Ok. Abține. O singură abținere, doamna Gabor. Împotrivă. Nu pentru abținere. Da, okay. Primarul Comunei lui Zicălugăra va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, conform prevederilor legale care reglementează acest aspect. Vom trece la prezentarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, proiect inițiat de către domnul primar David Edmond Leonard. A fost pus la dispoziția comisiilor de specialitate a resursului local proiectul de hotărâre cu documentație aferentă. Proiectul de hotărâre are avizele favorabile a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Zicălugăra, județul Bacău. Proiectul de hotărâre are anexată adresa numărul 36 din data de 21/7/2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, înregistrată la UAT Zicălugăra sub numărul 2153 din data de 23/7/2021, cu privire la supunerea spre aprobare autorității deliberative, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, în conformitate cu propunerile și votul liber exprimat, așa cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație
al asociației din data de 30.06.2021. Proiectul de hotărâre are anexat hotărârea Consiliului Local numărul 16 din 7.04.2008 privind aprobarea participării Comunei Mizică, Lugăraș și Județul Bacău în calitate de membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adip, precum și ale statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Adip. Raportul de specialitate, întocmit de către administratorul public, prin care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre. Referatul de aprobare al primarului comunei, prin care se arată necesitatea, oportunitatea și legalitatea adoptării unei hotărâri privind aprobarea modificării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Se propune aprobarea modificării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Domnul Cazacu. Olea, domnule. Se aprobă mandatarea primarului Comunei Mizică Lugăra pentru a vota modificarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, așa cum rezultă din adresă, conform articolul 30 din statutul Asociației de Dezvoltare Zona Metropolitană, în urma exprimării votului sunt aleși membrii în Consiliu Director, candidații care au obținut cel mai mare număr de voturi valabile exprimate. Deci, practic, președintea a fost desemnat Lucian Daniel Stanciu Digiteu, ca membrii Iordache Costraș, Constantin Sava, Sorin Gheorghe Luca și domnul primar David Edmond Leonard. Având în vedere prevederile capitolului al 6, punctul A, punctul 6 și 7 din statutul asociației și voturile exprimate de membrii Consiliului de Administrație, au fost adoptate următoarele hotărâri. Hotărârea privind modificarea statutului asociației, hotărârea privind alegerea președintelui, hotărârea privind alegerea membrilor Consiliului Director, hotărârea privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2020 și hotărârea privind aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, AUAT Nicolae Bărcescu. Față de cele învederate, supunem, dacă aveți obiecțiuni, nu sunt obiecțiuni, supunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Ok, unanimitate. Consiliului Local.
Potrivit articolul 29 aliniatul 1 din hotărârea Guvernului numărul 268 din 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederii legii numărul 448 din 2006, raportul conține cel puțin următoarele: informații cu privire la dinamica angajării asistenților personal, informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal în perioada concediului de odihnă, informații privind numărul de asistenți personali instruiți, numărul de controle efectuate și probleme sesizate. Deci, practic, e aceeași formă a raportului pe semestru 2 al anului 2020. Nu sunt modificări. Dacă aveți obiecții, dacă nu aveți obiecții, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Așa, vom trece la ultimul proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Luizi Călugăra, județul Bacău, la susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea DGASPC Bacău pe anul 2021, precum și aprobării contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021. A fost pusă la dispoziția comisiilor de specialitate ale Consiliului Local proiectul de hotărâre cu documentația aferentă. Proiectul de hotărâre are avizele favorabile a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Luizi Călugăra. Proiectul de hotărâre are anexat adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție Copilului Bacău, însoțită de modelul de contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pe anul 2021, prin care se precizează că, în conformitate cu articolul 5 din hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 106, 25.06.2021, privind asocierea județului Bacău cu unitățile administrativ-teritoriale din județ, în vederea finanțării activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, hotărârea Consiliului Local trebuie să fie ulterioară acestei date. Față de cele învederate, supunem în atenția dumneavoastră abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 22 din data de 26.05.2021, conform cerințelor impuse de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Mai mult decât atât, prin adesă ne face cunoscut faptul că începând cu data de 15.07.2021, domnul Codreanu Cristian exercită funcția de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, conform dispoziției numărul 188 din 14.07.2021 a președintelui Consiliului Județean Bacău. Deci, practic, va suferi o modificare și contractul de asociere la directorul general. Deci, practic, se locuiește cu domnul Cristian Codreanu. Ok. Astea fiind spuse, practic, trebuia modificat, dar am dat hotărârea. E clar, că noi am dat hotărârea. Da. Deci, practic, nivelul contribuției Consiliului Local al Comunei Luizi Călugăra la susținerea persoanei care beneficiază de protecție socială pe anul 2021, în procent de 35% din costul anual pentru susținerea persoanei cu handicap instituționalizate în serviciile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Se propune aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021, încheiat cu Consiliul Județean Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, conform anexei, care face parte integrantă din prezentul de hotărâre. Se propune împuternicirea primarului comunei, domnul David Edmond Leonard, să semneze contractul de asociere prevăzut la articolul 2 și anexele lunare. Dacă
sunt obiectivă. Dacă nu sunt obiectivă, supuneți spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Ok, unanimitate. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate, respectiv compartimentul de asistență socială, compartimentul de contabilitate a achiziții proiecte, vor asigura aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri, conform prevederilor legale care reglementează acest aspect. La puncturi diverse, cine s-a înscris? Domnul Solomon Alexandru. Solomon Valentin, scuzați. Dacă îmi permiteți, aș vrea să atrag atenția câteva probleme care ar fi în administrarea și funcționare a Comunei Vizicului. Bună! Noi le vom consemna și la următoarea ședință, domnul primar. În primul rând, primul punct, adică sau prima vorbire, ar fi cu Orange, care Orange, deci, care au montat niște stări în raza comunii și am înțeles că în câteva zone sau într-o zonă nu s-au încadrat în perimetrul care ar fi trebuit. Reclamă cetățenii. Dar nu știu, e urmă. Că au intrat chiar în teren. Au intrat în teren sau nu știu ce și atunci. Și aici ar mai fi cu Orange, avem cu candele de luat vedere care tot se amână și nu știu când o să atingem acest punct care este din anii anteriori. În legătură cu gunoiul diferențiat. Nu se mai înțelege nimic. Da. Nu prea se înțelege nimica. În sensul, ar trebui, părerea mea, să în stațiile de autobuz sau în alte puncte să se scrie acolo programul și modul de ridicare diferențiat, să oamenii, nu prin difuzor, nu numai prin difuzor, nu numai prin difuzor sau orice, pentru că oamenii uită și nu mai știe când să scoată, când să nu știu ce. Iar tot cu puberele la firme, nu este de ajuns acea sapeșică unde să punem noi fără sau să puteți. Trebuie să vă țineți și să aduceți pubere mari ca să putem face treaba cum trebuie. Cei care au firme. Așa. Pe urmă cu curățenia în comun. Nu mă rog de nimeni, de personal sau nu știu ce, dar dacă luăm de la podul, intersecția cu Osebițiu, vedem pe marginea drumului niște mormane de balast pământ scos din șanțuri de oameni, unde deja au început să crească porumb și fasole. Dar nu ne doare capul. Trecem pe lângă ca vodă prin locul. Ceea ce nu-i corect. Trebuie să... Deci balastul ăla ar putea să fie ridicat și întins undeva prin comună unde necesită un amestec de balastul pământ. Deci de cum să cumpărăm. Deci ăla avem acolo. Că este puțin mor. Dacă mi-aduc bine aminte, în anii trecuți, am mai ridicat problema cu mizeria din jurul primăriei, în spatele primăriei, burierii de Cătchina, până în vârful clădirii. N-avem nicio treabă. Anul trecut, când s-au acut 2 ani, nu mai rețin, imediat domnii consilieri care eu, făcând parte din Partidul Social Democrat, erau ceilalți care automat au ieșit și au început să... Eu am criticat și atunci, având primar PSD-ist, care mi s-a atras atenția că nu-i corect să spun eu să tac, dar eu am spus ceea ce am văzut și spun și acum. Iar ceilalți au ieșit repede și au început să pozeze, să filmeze și să arate. Că, dar până atunci n-au văzut, până am arătat eu burienile și nici acum văd că nu... Nu văd. Aș mai cere o chestie. Este bilanțul anului. La 7 luni după asta. Avem fondul care... Publicat pe internet. Da. Aș dori că este publicat sau nu știu. Nu toată lumea. Să ni se arate la fiecare oarecum. Cât s-a cheltuit? Cât s-a cheltuit? La mapă fiecare? Câți bani am avut? Deci ce s-a cheltuit și cât au mai rămas.
Asta adică să se vadă exact câți bani au mai rămas. Pe ce s-a cheltuit, cât s-a cheltuit. Pentru că nu se vede nimic în comună. Nu știu cum stăm cu asta și cam atât. Sunt multe altele. În legătură cu gunoiul, eu personal am fost la toți agenții expus, la dumneavoastră am ajuns, de față am fost, ca să duc la fiecare ponderare. Am avut promisiune. Aștept. Am fost la toate magazinele și am spus, care dorește, de exemplu, la Emil nu vrea pentru anumite motive, la Doi Pași nu se vrea. Și în legătură cu anunțuri, pe toate fișierele sunt puse, pe site-ul comunei sunt puse afișate, să se uite și să vadă. La Coșa s-a anunțat. Programul zilele de... Da, sunt Coșa, ce-i aude omul. Eu am mai spune lui avarii. Eu se limiți într-o stație de autobuz la om, și a fost să citească programul, cum se transportă și vecinul. Avarii, eu dacă în zona... Ok, eu stau... La Coșa s-a anunțat de report. Eu la zona mea am spus la fiecare. Dacă nu s-a răspuns la fiecare. Vorbește domnul vice. Domnul vice a terminat? Da. Mai areți? S-a lămurit? Ok. Haideți să nu vorbim. Pe domnul Cazaco? Da, domnul... Am auzit de la domnul Sabo. Avem zone? Nu zone. Haideți să... Nu, nu, stai, stai. Haideți nu zone. Haideți atunci să ne luăm fiecare câte o zonă. Ne luăm fiecare câte o zonă și fiecare este responsabil de zona lui. Nu haideți este, să facem așa. Proiect de hotărâre. Nu aveți o dreptă să depuneți un proiect. Exact. Eu, dacă care nu va fi trecut. Am propus și nu s-a... Ne place să nimic la prezentați-vă. Nu trebuie să-ți intervin. Deoarece cetățenii au votat din ambele și din Sabo Osevis, nu? Presupun. Și din lui Zicălugă. Așa că o să fii peste tot. Da, dar e un ales local. Când vine la instituție, ca să împărțim până, da, până la urmă, ce zice domnul Valentin, are o însămbură de adevăr. Chiar dacă s-a afișat și pe site și a fost anunțat și la Coșa, haideți să împărțim câteva pe afară, acolo unde când trece lumea, în stațiile de autobuz, adică în zonele frecventate. Am pus, domnul Dumnezeu. S-au pus. Domnul Sfântul, dar sunt interveniți de bun. Deci, un pic de bun simț față de colegii dumneavoastră, domnul Sabău, la urmă. Haideți, vă rog, să ne respectăm cuvântul. Haideți, vă rog. Cereți cuvântul domnului președinte și discutați. 30 de secunde. Păi da, dar nu stați fără câini. Trebuie să luăm cuvântul. Vorbim și așa, dacă nu ne înțelegem asta. Nu se vede foarte. Da. Revin cu o cerere mai veche. Și domnul Cazat, dar mai cerut. Am cerut să ni se aducă la moapă, să ni se pună lefurile la toți angajații. Nu pe stai, nu pe stai. Să avem la moapă, ca să vă spun de ce. În Consiliul Județean sunt angajați care au lefuri mai mici față de comuna lui Zicălugă. Dar vreau un pic să văd un negru pe alt ca să arăt, bă, că nu e așa, să contrazic cetățeanul. Sunt declarat. Deci, de aia. Dar nu trebuie să cerut până acum. S-a cerut la eu, să-mi văd. Domnul Sabău, președinte de ședință, v-am rugat, părăște. Vă simțim să... S-a cerut, trebuie. Deci, pentru ședința vă doar. Nu, da, la mapă. Eu aș vrea să-l am la mapă, personal. Să l-am la mapă, începând de la... Femeia de serviciu, vă rog, prima. Okay. Toți angajați. Toți angajați. Dacă tot a cerut domnul consilier Solomon să vedem și un raport cu cheltuielile, ca să vedem unde ne cadrăm, să tragem o linie, să vedem că s-au angajat, mișcare nu prea se vede, noi muncim cu drag, de afară merge, știți cum e. Se vede mișcare. Nu v-am întrebat domnul consilier, cu dumneavoastră. Problemă, de fapt nu e altă problemă. Problema veche de acum de ani zile. Problema tehnică. Iar s-a adus astea intru comun.
Trebuie concentrată lucrarea cu telecamerele, pentru că se vorbește de acum de 8 ani, 7-8 ani. Și dacă nu o să montăm telecamerele astea, o să avem în fiecare noapte câini aduși noi în comunitate, în comună. Eu aș sugera să se vorbească și cu Consiliul Județean sau cu Primăria Mancov, pentru să vadă cu cine fac contracte pentru strângerea câinilor vagabonți. Pentru că ei fac contracte cu cine fac, cu cine nu fac și câinii vin la duși în localitățile noastre. Adică la voi, adică la voi. Așa. E 1000 de lei dedicat în câini. 800. Tu nu ai bani să pui două bubele, nu știu ce, și dai bani. Avem și bubele, avalea, avem și... Vă mulțumim.